Am început în ultimul timp să postez foarte multe videouri pe Instagram de la antrenament. Acolo în comentarii, mai ales la genuflexiuni, foarte multă lume mi-a spus că folosesc discuri false. Mie nu mă deranjează foarte mult, deoarece în momentul de față nu sunt într-o formă foarte bună, dar cine mă cunoaște și știe cel puțin rezultatele mele, știu că în competițiile oficiale am făcut rezultate mult mai mari decât fac acum. Deci când cineva zice la genuflexiuni la 220 că folosesc discuri false, deci, la sala unde mă antrenez, băieții au ceva bumper plates care se folosesc în crossfit, ele sunt de la Boldogir, iar cu aceste discuri când pui foarte mult o bară, bara pare un pic mai mare, deoarece discurile de 20 sunt un pic mai late decât alea eleiko și cred că din această cauză mi se pare că bara are și balansul un pic mai mare, mi se pare că ceva nu e real. Eu acum am avut oportunitatea luna trecută, a fost aici campionatele europene de juniori și am avut oportunitatea să mi-achiziționez o bară eleiko de acolo. Bara a fost folosită o săptămână, a fost un preț foarte bun și am decis să o iau. Chiar când am primit bara am făcut și primul antrenament, de fapt primul antrenament a fost a doua zi pentru că am făcut seara undeva pe la ora 8 și ceva. Prietenul meu de la Oradea, Vlad Coste, mi-a adus-o personal cu mașina, țin să-i mulțumesc pe această cale. Migre vie valbării, eleiko. Diferențele între o bară eleiko și o bară normală de crossfit ca cea Bulldog, la greutăți foarte mici nu prea le simți, doar că eleiko e un pic mai compactă, discurile stau un pic mai bine, deoarece chiar acolo unde intră pe bară este fierul acela care le face un pic să stea mai bine. În schimb, diferențele foarte mari se văd la greutăți mai mari. Deci dacă lucrezi până în 100 de kilograme, nu prea contează bara. Bine, acum contează și body weight-ul tău, că dacă ești fată, dacă faci 100 de kilograme acolo, la siguranță va conta, dar dacă ești destul de mare în body weight, peste 70 și de sub 100 de kilograme, nu o să simți prea mari diferențe într-o bară de crossfit și eleiko. Pentru mine personal, diferențele se simt la clean and jerk, cam de la 160 în sus, deja simt diferența dintre o bară eleiko și una normală, iar de la 180-190 cele de crossfit au balansul un pic prea mare, datorită că discurile sunt foarte groase, bara e foarte elastică și atunci e foarte greu să o controlezi. Eleiko aici vine cu un pic de avantaj și datorită că discurile sunt mai mici, controlul al barei e mai mare și poți să ridici safe niște greutăți mult mai mari decât cu o bară normală. Thank you very much for watching and if you like this type of videos, please let me know in a comment below and don't forget to subscribe and share this video. Thank you.